Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezintați Sultănica. O parodie după Barbu Ștefănescu de la Vrancea, aparținând colegului nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodoroge. De-a stânga râului Doamnei, în afara satului Domnești, se putea vedea o casă albă ca laptele cu ferestrele încondeiate cu roșu și albastru. Pervazurile ușii curate ca apa de izvor și ceva oale cu flori de casă ce râdeau la soare. De departe puteai crede că era unui gospodar priceput și căpătuit. Dar aparențele pot înșela uneori amarnic. E drept, pe vremuri fusese casă de om avut și muncitor, dar când veniseră comuniștii la putere, l-au declarat chiabur pe domnul Chivu, i-au confiscat pământurile, vitele și tot ce mai avea prin casă și curte. Și l-au mai aruncat și în pușcărie, de unde s-a întors bolnav de tuberculoz. Și-a mai trăit vreun an, doi, și s-a dus într-o lume mai bună, ca așa se zice, dar nimeni nu s-a întors de acolo ca să confirme sau nu. Iar acum în casa cea curată, dar sărăcăcioasă, locuia cu Ana Chivuleasa, rămasă singură, care totuși în mâhnire și a sărăcii crunte, își luase de suflet o nepoțică rămasă orfană, Sultănica. Căci unde mănâncă unul, e loc și pentru doi. Și-a crescut-o cu ștevie și urzici, câteva ouă de la cele trei pestrițe pe care le mai avea, cu ciuperci adunate după ploaie și alte nimicuri dăruite de Dumnezeu și nu de oameni. Căci trebuie să spunem că oameni mai invidioși și răi ca în statul domnești nu găsei nici dacă vrei, în toată țara. Femeia lupta cu inima și a crescut-o cu toată dragostea pe mica orfană, iar iubirea ei ținea nu odată loc de mâncare. Și timpul a trecut și Sultănica ajunsese fată mare, frumoasă foc de... Așa se povestește, se oprea și soarele în loc să ofteze atunci când o vedea. De multe ori pe coana Chiva o podideau lacrămile, privind acareturile mari, dar pline de sărăcie și pustiu, dar imediat îi zâmbea ochii la soare când o vedea pe tânăra orfană cum crescuse. Plângea și râdea în același timp. Era greu, dar nu se înjosea, nu cerea de pomană, ci se mulțumea cu ceea ce creșteau și adunau cele două făpturi nevinovate și ignorate de întreg satul. Alături de cele două suflete amărâte se pripășiseră și doi căței, Colțun și Lupa. Când vine iarna? Și spune povestea că în anul când Sultănica împlinise 18 ani, venise iarna mai devreme și nici nu începuse bine decembrie și totul era alb și destul de frig. Chiar dacă nu prea aveau de-ale gurii, de frig nu le era teamă. Toată vara și toamna trecută adunase Sultănica la vreascuri, de putea să țină iarna cât o vrea, foc și cald vor avea. În cămara mai aveau ceva lăzi pline cu ciuperci și fructe de pădure uscate, ceva ouă și câteva pungi de legume crescute în mica lor grădină. Mai aveau pe fundul unei găles niscaiva mălai, iar pe două frânghii atârnau uscați și sărați mai mulți pești, prinși de Sultănica pe râul Doamnei. Sărăcie lucie, dar nu se plângeau. E timpul să vă spunem că de ceva vreme fata mai cobora prin sat pentru a mai găsi ceva munci ocazionale și de câte ori apărea pe uliță, mai toți bărbații se uitau cu jin la corpul ei înalt și svelt, bine făcut la fața ei strălucitoare ca razele soarelui neasfințit, la pieptul ei tineresc ce tresălta vioi cu fiecare pas pe care îl făcea. Pe drum se înghesuiau cârlanii de flăcăi și adresau tot felul de complimente ne la locul lor și îi propuneau tot felul de avansuri promiscue, dar Sultănica nu le da atenție și își vedea de drumul ei. Anul ăsta dăduse Dumnezeu zăpadă nemiluită care nu se oprea și care tot cădea pusterie măruntă și deasă, ca făina la cernut, vânturată de un crivăț care te orbea. În cârciuma satului era mare harababură mare. Odată venea în an Crăciunul și dinăuntru se auzeau ciocneli de pahare, bușel de călcâie și zbârnâitul otoval cuvsarului. Prăgeau chindia de curgea țărâna din pod. Apoi, când se mai muia jocul, numai ce auzeai pe toți care mai de care urlând și închinând pahare cu trăscău de domnești. Un Crăciun trist. Se întoarse Sultănica acasă doar cu o jumătate de pită și puțină slănină și o bucată de șoric. Nu prea găsise de lucru, deci nu se întorcea acasă cu mare lucru, dar celor două femei singure, obișnuite cu sărăcia lucie, le era neajuns. O întâmpinară cu bucurie, lătrând Colțun și Lupa, care erau acum adevărați dulei și de care moș Martin Ursul fugea de zor. Când mergea în pădure după vreascu sau ciuperci, cei doi dulei o însoțeau ca doi paznici de încredere. Într-un colț al camerei era o creangă de brad pe care Sultănica atârnase niște conuri de brad, vreo două crenguțe cu bobițe de răsăchie și o mică lumânare. Nu era mare lucru, dar aveau și ele un pom de Crăciun.
Din puținul avut, Coanachiva pregătise un mic festin. Pe masă erau câteva castroane cu mămăligă și sarmale umplute cu ciuperci, ceva șoric prăjit ușor și slăninuță tăiată în feliuțe mici, mici, așa ca să pară mai multe. Mai făcuse Coanachiva și o salată de fructe uscate și o carafă cu ceai cald din florile adunate de cu toamna trecută și din muguri de brad. Cele două cântară o colindă veche, după care se așezară la masă, nu înainte de a-i mulțumi domnului, pentru bucatele sărăcăcioase de pe masă. Coanachiva vărsă un pic de suică, făcută tot de ele din fructele pădurii, vărsă în amintirea iubitului Iisus, dus de mult pe lumea cealaltă. După ce mâncară încet și cu lichis, ca de obicei, sultănica puse capul în colachivulesei, iar bătrâna îi spuse cu glas încet o poveste de Crăciun, după care se culcară. Fusese totuși un Crăciun un pic mai frumos decât precedentele. Tentativă de viol printre coceni. Trecu și iarna, a venit și primăvara și chiar ziua de 1 mai și sultănica coborâ în stat să vadă și a hora tradițională de pe izlazul comun. Și când păși printre săteni, iar întoarse ochii tuturor după ea, fiindcă așa cum spunea povestea, când merge, saltă puțin și se mlădie. Trup omenesc de n-ar fi s-ar frânge. Multe capete a sucit, mulți ochi au cinduit-o, iar în horă fură toate privirile. Cea s-a prinde, dar-i crede că se topește. Și ce vâlni, și ce năframă, și ce cămașă de borangic galbenă ca spicul și subțire, ca pânza păianjenului, încât îi se simte tot sânul pietros ca poama pârguită, cum se bate când abia răsuflă de osteneală. Sultănica iar fu asaltată de avansuri, dar ca de obicei nu le dădu nicio atenție. După o oră de horit, fata plecă spre casă, fără să observe că trei vlăjgani se luară după ea. Îi pusă să răgând rău și cu mințile amețite de rachiu, nu doreau altceva decât să o trântească pe fata în fân și să se bucure de nevinovăția ei de fecioară. Și când la ieșirea din sat fata se opri o clipă să răsufle, se pomeni cu cei trei grămadă peste ea, târând-o cu forța, până la o grămadă de coceni o trântiră și începură să-i rupă hainele ca să o poată vipla. Sultănica se zbătu cât putu și strigă după ajutor, dar în van. Și atunci când triumfător unul dintre vlăjgani se pregătea să o posede, s-auziră două urlete înfricoșătoare și două umbre mari și furioase se aruncară pe cei trei mușcând cu furie. Erau cei doi dulăi, Colțul și Lupa, care săriseră, ca de obicei, în ajutorul stăpânei lor, sultănica. Și mușcarea atât de violent și sfârșeară cu labele lor puternice, încât cei trei nenorociți abia scăpară cu fuga, dar plin de sânge și cu hainele făcute praf. Speriată, dar totuși bucuroasă că a scăpat de violatori, sultănica, însoțită de credincioșii ei câini, porni șchiopătând spre casă. Nu mai spunem ce se sperie cu Coanachiva când o văzut cu vânătăi și zdrențuită, și nici nu mai pomenim ce blesteme putură să iasă din gura bătrânei. Mai mari satului vreau una și bună. A doua zi, cele două plecară în sat, așa cum se spune, cu jalba împrosabla mai mari satului să se plângă și să ceară dreptate. Da, să te ferească cel de sus de gura satului și de pisma celor vinovați și răi. Primul la care ajunseră fu chiar primarul, dar cum unul dintre cei trei nenorociți era nepotul său, vă dați seama că nu le-a ajutat deloc pe cele două femei. Ba mai mult, mărșavul de primar le spuse bagiocoritor: dacă vreți ca sultănica să nu mai aibă probleme, să treacă seara pe la mine și dacă mă satisface, asigur protecție, îi dau și niște bani. Femeile își opriră o înjurătură între dinți și merseră la polițaiul satului, unde iar nu primiră satisfacție, că de ce să se strice el, polițaiul, tocmai cu primarul, dar în schimb le făcu aceeași propunere ca și primarul. Atunci femeile se duseră la popa din sat, sperând că măcar acesta le va ajuta cumva. Dar și popa, cu ochii plini de bale, uitându-se la sultănica, le spuse: ce să vă fac, muierilor, dacă sultănica atrage bărbații ca mierea muștele? Uite cum face, vine sultănica în fiecare zi la biserică, face curat, apoi la mine acasă, că tot nu-i icoana preoteasă, face mâncare, după care se suie în pace, facem de cele al lumești. Și-o-i plăti eu cu ceva gologan și vă dau și colivă de la parastasă. Fiind cu mine, nu o să se mai lege nimeni de ea. Și începem din seara asta, că sunt cam stătut, amin. Cum e de înțeles, femeile refuzară propunerea libidinosului de popă și plecară pe drumul pe care venise. Ajuns acasă dezamăgite, Coanachiva se lăsă pe laviță, iar sultănica, ca de obicei, își puse capul în poalele bătrânei și începură să plângă amândouă. După ceva timp, sultănica ridică capul din poala măsii și se lipi de bătrână.
O cuprinse pe după gât cu brațele rumenite de dogoarea focului și privi lung în chipul ofilit al bătrânii, spunându-i: Mamă Chiva, eu de mâine plec și din casă și din sat, dar îți promit că nu te voi uita. Plec să-mi fac un rost și mă voi întoarce ca să mă răzbun și să am grijă de bătrânețile matale. Dacă rămân aici, nimic nu se va schimba. Buzele mamei Chiva tremurau și multe îi treceau prin cap și multe prin inimă, dar în cuvință cererea sultanică. O propunere ciudată. Trebuie să spunem că sultanica își făcuse deja planul. Dacă tot avea un corp ce era dorit de bărbați, de ce să nu-l pună la muncă, da pe bani frumoși, măcar atâta timp cât să strângă o sumă rezonabilă care să le permite ei și mamei Chiva o viață mai ușoară și mai sigură. Și fără niciun regret de cum ajunse la București, se și instală pe lângă hotelul București și începu să zâmbească la bărbați. Dacă am fără succes, fiindcă o fi fost ea curată și frumoasă. Dar mirosea de la o poștă țărancă, așa că Simandico și bărbați bucureșteni strângeau din nas când o vedeau și o refuzau. Probabil că sultanica greșise locul, fiindcă pentru o țărancă ca ea era mai bine să-și încerce norocul pe la gară sau printr-o mahala, dar vestul sultanica țintea de la început ceva tare și folositor. Nu dorea să-și vândă corpul pe mărunții și în brațele unor bețivi de mahala. Se întunecase, trecătorii se răriseră și dezamăgită, sultanica se pregătea să plece spre Giulești, unde găsise loc de înnoptat într-o baracă a stadionului de lângă podul Grand. Dar tocmai în momentul acela se opri un BMW și un bătrânel îi făcu semn să urce. Sultanica se urcă și mașina porni și nu se mai opri decât în fața unei vile luxoase din Băneasa. Îl urmă pe bătrân în casă și acolo fu invitată să se așeze pe un fotoliu, după care bătrânul se retrase și reveni imediat cu două pahare de coniac. Băură, după care bătrânul o privi atent, scoase un fel de sudalmă, dar în șoapte, după care o întrebă direct: Care e treaba cu tine, fiindcă e clar, nu ești prostituată de meserie? Sultanica se înroși toată, dar nu-și pierdu cumpătul și repede și pe scurt îi povesti bătrânului toată povestea ei. Bătrânul o ascultă atent, după care umplu din nou paharele și după ceva minute de gândire și tăcere îi făcu fete o propunere. Uite ce-ți propun. Sunt un om singur putred de bani. Soție nu mai am, de copii nu m-am vrednicit al de sus, așa că uite ce vreau. Rămâi cu mine până mor, nu ca slugă, ci ca amant. Așa nici eu nu mai caut pe bulevar femei de ocazie și nici tu nu mai faci trotuarul. Nu o să duci lipsă de nimic, singura ta obligație e să-mi faci bătrânețile mai frumoase. Și nu vorbesc numai de sex, că oricum la vârsta mea, mai rar cu bărbăția, vreau să-mi fii companie, să mergi cu mine la plimbare, la restaurant, la spectacole, ce mai, să mă însoțești peste tot agreabilă și prietenoasă. Și dacă ne vom înțelege bine, după moartea mea fac deja actele, îți las totul ție, casă, mașină, bani, tot ce am, cu condiția doar ca ultimele mele zile să fie senile. Nu gătești, nu faci curat, nu muncești. Sunt angajați pentru asta. Tot ceea ce trebuie să faci, să ai grijă de mine și să mă faci să trăiesc fiecare zi în liniște și veselie. Accepți? Fără să stea prea mult pe gânduri, sultanica acceptă. Pygmalion și Galatea. Și din clipa aia soarta fetei se schimbă cu totul. Bătrânul a avut grijă de ea și urmară vizite la magazinele de bon ton, la saloanele de estetică și în curând, și n-o vedea pe sultanica, nici nu putea să creadă că era vorba de o țărancă din satul Domnești. Urmară apoi spectacole de teatru și opere, muzee, excursii la Acropole și Barcelona, plus altele, Paris sau Rom. Treptat-treptat, sultanica se transformase dintr-o frumoasă floare de câmp într-o superbă orhidee. Și chiar bătrânul părea că întinerise, devenise mult mai vioi și activ, fiindcă sultanica se ocupa de el așa cum jurase și la un moment dat nici n-o mai făcea din obligație, ci pur și simplu cei doi se înțelegeau perfect. Mai bârfea lumea pe diferența lor de vârstă, dar, trebuie să o spunem, nici nu le păsa celor doi. Și-am încălecat pe oșa, dar nu înainte de a vă povesti pe scurt câteva întâmplări legate de viața sultanicei. În primul rând, cu banii de la bătrân, fata cumpărase mamei Chiva o casă mare cu grădină și angajase oameni care să se ocupe de treburi, astfel ca bătrâna să-și trăiască liniștită bătrânețea. Apoi sultanica, deși nu era creștinește, plăti niște gorile care se ocupară de cei trei violatori, care încasară o bătaie soră cu moartea, în urma căreia unul dintre ei dăte colțul, altul se damblagise de-l internară pe viață la numărul 9, iar al treilea fugise din sat și doar ucigă-l toaca mai știe pe unde era. Folosind banii moșului, sultanica reuși ca la viitoarele alegeri primarul să-și piardă mandatul și chiar să fie judecat pentru matrapa zlâcurile făcute în calitate de primar.
După o donație consistentă la patriarhie, libidinosul popă din Domnești fu catehirisit și gonit din eparhie. Un singur lucru nu se împlini din planurile inițiale. Sultenica nu moșteni casa, mașinile, banii și restul averii dintr-un simplu motiv. Bătrânul nu mai murise, ba mai mult, sultenica se trezi într-o bună zi cu amețel și grețuri, fapt ce schimbă imediat totul. După o lună de la biserica Cașin se celebra căsătoria sultenicei cu bătrânul, ce întinerise nu alta, iar după aproape 8 luni venea pe lume micul Mihai. Asta într-adevăr întorsătură de poveste, dar nimănui nu-i păsa. Aranjamentul ciudat se transformase într-o iubire pe bune și acum sultenica se ruga ca Dumnezeu să-l țină cât mai mult pe pământ pe domnul Ștefan, ca așa-l chema pe bătrânul milionar. Și acum chiar am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Noapte bună, dragi adulți! Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!